Senatorul Gheorghe Flutur, fost secretar general al PDL, a fost audiat în această dimineață pentru aproximativ jumătate de oră de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Copreședinte al liberalilor suceveni, Flutur a fost chemat în calitate de martor în dosarul în care Elena Udrea este cercetată pentru fapte de corupție privind vânzarea unei vile din Eforie Sud și un contract între Hidroelectrica și o firmă. M-am prezentat, am răspuns la toate întrebările procurorului de caz. Nu cunosc legat de acest caz niciun element, nu am cunoștință de această finanțare despre care se vorbește, n-am văzut aceste persoane niciodată. Cercetarea este în curs, celelalte detalii probabil vor fi date de către organele de anchetă. Altceva nu am de spus. Mulțumesc. După cele declarate aveți, fără să știe nimeni. Nu am cunoștință de aceste. Nu cred acest lucru, nu am avut nicio treabă cu această problemă. Toată conducerea partidului a fost chemată. Mulțumesc. Joi la DNA a ajuns și Sulfina Barbu, fost ministru al mediului, dar și Emil Boc, fost șef al executivului de la București, invitați tot în calitate de martor. Cei doi susțin, ca și Gheorghe Flutur, că nu-l cunosc pe afaceristul Bogdan Buzăianu, care i-ar fi dat mită Elenei Udrea în campania din 2012. Zilele trecute la DNA s-au prezentat în legătură cu același dosar alți foști lideri ai PDL, Vasile Blaga, Ioan Oltean, Anca Boagiu și Adrian Videanu. În acest dosar, procurorii o acuză pe Elena Udrea de luare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile în virtutea funcției, spălare de bani în formă continuată și fals în declarații de avere în formă continuată.